România se află sub nămeți, iar la aproape o zi după ce s-a ieșit de sub incidența codului roșu de nisoare, încă există drumuri naționale sau autostrăzi închise. Și trenurile au întârzieri. Supărate de situație, împreună cu ministrul afacerilor interne Carmen Dan, premierul a făcut o vizită fulger la ministrul transporturilor. În urma ședinței au fost anunțate demiteri. Șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și prefectul județului Giurgiu vor trebui să plece. E inadmisibil, repet, ca la 14 ore după ridicarea codului să avem situații de acest tip. Am rugat pe domnul ministru Cuc să trimită corpul de control al dânsului la CNAIR și de asemenea l-am rugat să ia toate măsurile legale pentru demiterea domnului director CNAIR, pentru că în acest moment tot ceea ce înseamnă coordonarea activităților de dezăpezire și modul în care operatorii și cei care au câștigat au fost coordonați, repet, la 14 ore după ridicarea codului portocaliu, este deficitară. Această situație a fost un test pentru toată lumea, pentru toți cei care au avut competențe în gestionare. Și vă dau un simplu exemplu. Acum două nopți l-am căutat vreo 3 ore pe prefectul de la Giurgiu. O să îl rog pe domnul ministru să dispună încetarea exercitării pentru prefectul de la Giurgiu, pentru că e nepermis în situațiile în care ai pe teritoriul județului și vamă să fii de negăsit. Nereguli au fost și la Ministerul Transporturilor. Prin un ordin de ministru s-a dispus să nu se achiziționeze nisip la Ministerul Transporturilor, ținând cont că au avut deja o strategie că dacă există cantități destul de mari de sare, nu ar mai fi nevoie să achiziționăm și nisip.